Data de 9 decembrie declarată de Organizația Națiunilor Unite Ziua Internațională Anticorupție reprezintă un prilej pentru oamenii din întreaga lume de a conștientiza impactul negativ al acestui fenomen asupra cetățenilor și a societății. Cu această ocazie, Direcția Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a continua eforturile de prevenire și combaterea corupției în rândul personalului Ministerului. Potrivit primului raport anticorupție al Uniunii Europene, fenomenul corupției produce economiei Uniunii Europene un prejudiciu anual de 120 de miliarde de euro, reprezentând 1% din PIB-ul Uniunii. Corupția împiedică dezvoltarea economică, subminează încrederea cetățenilor în instituții și procesele democratice alterează bună gestiunea banilor publici și atentează astfel la ordinea socială punând în pericol capacitatea statului de a asigura drepturi și libertăți egale cetățenilor săi. Altfel, spus, corupția ne afectează pe toți și slăbește respectul pentru lege. Tocmai de aceea este nevoie de un efort comun pentru prevenirea și combaterea practicilor corupte se arată într-un comunicat al instituției. Direcția Generală Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Sălaș dorește atragerea cetățenilor și funcționarilor onești din MEAI în lupta cu acest flagel, precum și responsabilizarea acestora, în sensul de a lua atitudine și de a sesiza Direcția Generală Anticorupție, de fiecare dată când iau cunoștință despre implicarea unui lucrător MEAI ori funcționar public în fapte de corupție. Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, Direcția Generală Anticorupție își reafirmă intoleranța față de faptele de corupție săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne și încurajează un comportament corect care să corespundă moto ghetoului său instituțional, integritate pentru credibilitate. Cetățenii pot sesiza faptele de corupție la linia tel de anticorupție 0800 806 806, apel gratuit din orice rețea fixă sau mobilă la numărul de telefon al Serviciului Județean Anticorupție Sălaj 026061100 sau prin e-mail la adresa sălaj.dgaarondmeiai.gov.ro.